în Vama Siret și adică știu, au fost ieri, nu? Deci, am fost la Suceava, deci eram. Da, deci au fost ieri în, în Suceava. Da. Au avut și o întâlnire la primul. Objectiv ici, dans la frontière, la pointe de la frontière au Siret, à Suceava. Et aussi à Suceava quand vous avez arrivé hier. Alors d'abord, nous, on est venu avec un convoi humanitaire. Donc on a emmené deux poids lourds qui ont rassemblé des matériels dans l'alimentaire qui ont été amassés par les habitants d'une dizaine de villes d'Île-de-France. Oui, tu peux continuer après, c'est parce que je sais un petit peu, et voilà, je fais des... et bon, bah, du coup, nous, on est aussi venus, en fait, on accueille en Île-de-France 1400 réfugiés ukrainiens qu'on héberge, qu'on alimente et qu'on accompagne. On est venus au nom de l'association Alter Alia pour savoir un petit peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous qui sommes beaucoup plus loin que les ONG et les autorités roumaines, pour participer à l'effort de solidarité avec les déplacés ukrainiens. Deci o să încep așa un pic cu sfârșitul traducerii domnului Medi Mocrani, care este șeful de misiune din partea Asociației Alter Alia, care au primit în această perioadă și aproape 1400 de persoane în Franța și au venit. Scopul acestei vizite este faptul că au adus și două camioane, două tiruri de aproape 20 de tone de alimente care au fost aduse la Suceava, tocmai pentru a veni în ajutorul populației ucrainene, și scopul lor este și să vadă cum se întâmplă aici la fața locului acest lucru, ca să poată și ei mai la rândul lor să poată să acționeze, să facă cât mai bună intervenție în Franța, unde ei au primit aceste persoane de origine ucraineană. Poate ne spune și domnul primar câteva cuvinte, mai ales că... Este un de jos, pe care vreau să-mi adaug două lucruri care am uitat din ceea ce spune. Bonjour. Et effectivement, pour reprendre ce qu'a dit Mehdi, en tant qu'élu, je viens voir sur le terrain ce que deviennent les dons des Ivriens de la ville dans laquelle je suis adjoint au maire, mais aussi de toutes les villes qui ont été associées à cette opération. Et ce qui nous paraît important, c'était de témoigner de ce qui se passe et comment ces denrées, ces vêtements ont été distribués vraiment sur place. Et c'est vrai que notre démarche est peut-être un peu particulière parce que la plupart des villes concernées, ceux qui ont donné, ne sont pas des villes riches. Et les gens qui sont venus, ils ont voulu faire une démarche personnelle, apporter des choses dans les mairies et que ça vienne jusque-là. Et ils ont envie, je pense, de savoir exactement où c'est. Donc c'est pour ça qu'on est venu jusqu'au bout du bout à la frontière. Voilà. Deci, domnul este domnul primar adjunct al orașului Ivry, Bernard Quinet, așa se numește, care completează ceea ce a spus domnul Medi Mocrani, care este șef de misiune din partea Asociației Alter Alia. Spune că ei au venit să însoțească acest convoi umanitar, care persoanele din orașul Ivry s-au mobilizat pentru persoanele refugiate din Ucraina, dar nu numai orașul Ivry, ci și alte orașe din regiunea pariziană și mai mult din regiunea Grand Paris, pentru că este o, ca să zicem așa, am putea o numi în limba română, metropolă industrială care s-a creat câțiva ani, care este prezentă și șefa de cabinet, directoarea de cabinet, plus încă o doamnă consilier din orașul Fren, care este prezentă și ea în această delegație, și au venit să vadă efectiv și au însoțit aceste camioane și aceste donații care au fost făcute de către, atât de către farmacii, de către alte persoane din orașele respective și din zona pariziană, au venit să însoțească și să vadă că ajutoarele ajung exact acolo unde trebuie și că tot ceea ce ei au reușit, adică niște comune, am putea spune orașe, care din punct de vedere financiar sunt un pic mai puțin dezvoltate, au pus un
până de la mână au reușit să mobilizeze ca să vină în ajutorul celorlalți. De ce? Pentru că orașele pe care le reprezintă, ei primesc foarte multă populație și ajută din acest punct de vedere social, vin în ajutorul, populației care se află în dificultate și mai mult decât atât, persoanele care sunt defavorizate de anumite situații și crize politice sau economice din țările pe care ei le primesc în orașele respective din regiunea pariziană. Ați venit și cu completarea? Da,